cu o altă colegă, Simona Vasile, care ne va prezenta de asemenea un moment artistic. Este vorba despre o piesă corală cu numele Mama, de Ioan de Chirescu. Să o ascultăm. Simona? Da, mulțumesc, Mirela. Bună seara și la mulți ani tuturor. Sunt foarte bucuroasă că sunt aici cu dumneavoastră și aș dori să aduc un omagiu celei mai importante femei din viața noastră. Un omagiu pe care îl aduc împreună cu alte colege din grupul Arpeggio, grupul coral feminin Arpeggio, din care fac parte. Înainte să vă să ascultăm melodia, voiam să vă spun două cuvinte, o mică poveste a noastră. În urmă cu mai bine de 6 ani, un grup de femei românce care au pasiunea muzicii corale se întâlnesc într-un orășel din provincia Romei și decid să studieze și să promoveze acest gen de muzică în Italia, constituindu-se în grupul coral Arpeggio. După doar câteva luni întâlnesc un grup coral bărbătesc, pe nume Roa, cu aceeași pasiune pentru muzica corală, și împreună străbat Italia de la nord la sud, realizând în 3 ani peste 50 de concerte. Cântă în Italia, cântă în Spania și participă la festivaluri corale din România. Din 2019, grupul Coral Arpeggio revine în format feminin, fiind alcătuit din studente românce care studiază în Italia. Andreea, Maria, Justina, Ioana și Bianca, împreună cu mine, așa cum v-am spus, astăzi aducem un omagiu celei mai importante femei din viața noastră, și anume mamei. Mulțumim foarte mult, Simona Vasile. E adevărat că este vorba despre o muzică extrem de sensibilă și un omagiu adus mamei în acest fel, eu cred că este de o mare calitate. Mulțumim, de o mare calitate artistică. Continuăm programul nostru.
cu materialul următor, femeia, poate singura ființă de pe acest pământ, omagiată în toate formele de artă și cultură, a fost amintită în fiecare etapă a vieții sale. Copilă, iubită, amantă, soție, mamă și bunică. I s-au prezentat calitățile, defectele, punctele tari și punctele slabe, poate și pentru că nimic nu ține loc de femeie. De aceea au un preț atât de mare. Continuăm cu următorul material pregătit de un grup de colege. Materialul l-am numit Femeia în literatură și artă. Va prezenta colega noastră Dana Ștefan. Mulțumesc, dragi colege, la mulți ani și din partea mea. Colegele noastre vor veni către dumneavoastră astăzi cu câteva propuneri de figuri iconice ale femeii în literatură și artă. Antonella Pohoață din Spania va prelua de la Mircea Cărtărescu eterna întrebare de ce iubim femeile, la care autorul propune și câteva răspunsuri. Gabriela Soporan din Spania ne va introduce în frumoasa lume a cuvintelor Herta Müller. Cecilia Stan Tomescu din Spania ne va descrie femeia așa cum a simțit-o și trăit-o poeta Ana Blandiana. Petronela Ivan din Spania vine să ne încânte cu descrierea unei frumoase femei de succes, o muză a muzicii clasice lirice, Angela Gheorghiu. Claudia Rojoc și Carmen Bălan din Italia ne vor prezenta mai departe o sensibilă poetă și prozatoare, Elena Lavinia Niculicea, iar cu Elena Comer din Spania vom călători prin literatură redescoperind arhetipuri feminine de ieri și de astăzi. Dau cuvântul colegei noastre, Antonella Pohoață. Bună seara tuturor, mă bucur să vă revăd pe toate. Vă urez și eu din tot sufletul la mulți ani. Și în seara aceasta vreau să vă vorbesc despre o carte care a fost în un top de vânzări la librăria Humanitas, unde a fost publicată. Cartea despre care vă vorbesc în această seară, De ce iubim femeile, de Mircea Cărtărescu, pe care îl cunoaștem cu toții, poet, prozator și publicist român contemporan, candidat de mai multe ori la Premiul Nobel pentru literatură, și tradus în peste 10 limbi. În limba spaniolă știu că a fost tradus de către Angelica Lambru și Mariano Ochoa de Erive. Poveștile savuroase pe care le regăsim în această carte face cunoscute întâmplări cu femei ale povestitorului, care ne permit să cunoaștem diverse tipologii de femei. Femei îndrăznețe, femei calde, femei cu privire de gheață. Dacă cineva nu ar găsi suficiente motive pentru care să iubească femeile, Mircea Cărtărescu înșiruie aici câteva dovezi ale sublimului sexului feminin. Povestirile naratorului seamănă izbitor de mult cu întâmplări trăite chiar de către autor, fapt care creează misterul suprapunerii ideilor și trăirilor celor două entități, autor și povestitor, narator, cu povești aproape identice. Astfel, ochii și mintea lui Cărtărescu, prin relatarea povestitorului, definesc caracteristicile femeilor iubite. De ce iubim femeile? Spune el. Pentru că au un fel de a rezolva probleme care te scoate din minți. Pentru că îți spun te iubesc exact atunci când te iubesc mai puțin, ca un fel de compensație. Întreaga carte este un omagiu adus femeii sub toate aspectele sale, doar pentru că există și pentru că e femeie. Limbajul pe care îl folosește Cărtărescu este un limbaj colocvial, cu interferențe literare, în care obișnuitul, identificabil în oricare povestioară din De ce iubim femeile, arată un Cărtărescu care iubește cu grația balerinului. De ce iubim femeile, și cu asta o să închei, demonstrează cu acuratețe, prin mijloace literare, că nu există o singură tipologie de femeie,
dar că fiecare om privește partea luminoasă a acesteia și rar atinge întunericul latent din sufletul cingaș al unei femei. Sper că dacă n-ați citit încă această carte, v-am convins să o citiți și o să îi dau cuvântul colegei mele, Gabriela Soporan, să vă spună câteva lucruri despre Hertha Müller. Tot cea care, o româncă care a câștigat premiul Nobel, ceea ce îi dorim și lui Mircea Cărtărescu. Mulțumesc! Bună seara tuturor! La mulți ani tuturor femeilor și voi vorbi despre Hertha Müller. Hertha Müller s-a născut în data de 17 august 1953 în Nitzschidorf, județul Timiș. În 2009 a fost distinsă cu premiul Nobel pentru literatură pentru ilustrarea peisajului celor dezrădăcinați, cu concentrația poeziei și cu francheța prozei. Temele abordate fiind opresiunea, dictatura și exilul trăite în timpul regimului comunist. Biografia ei este prezentată în volumul Regele se închină și ucide. A publicat peste 20 de volume, cu succes la public și critică, în cea mai mare parte în limba germană, fiind considerată unul dintre cei mai importanti scriitori de limba germană. Despre limba română, Hertha Müller a afirmat: am fost mereu uimită de varietatea de lingvistică a limbii române, de metaforele pe care le conține. E o altă dimensiune a sinelui pe care ți-o conferă, de parcă aș avea două stații, una a limbii pe care o întrebuințezi, alta cea oferită de cuvântul, echivalent al celelalte limbi, care oferă o altă imagine. Limba română mă însoțește permanent. O am în cap chiar dacă scriu în limba germană. Mă însoțesc întotdeauna în paralel imaginile celelalte limbi. O să închei cu două afirmații ale Hertha Müller. Tăcerea nu e o pauză în vorbire, ci e o treabă în sine, pentru a învăța arta tăcerii. Iar a doua: dar uneori viața îmi mai întinde o cheie și îmi zice, fă-ți ușă la ea. Mi se pare semnificativă ideea, în special în perioada pe care o traversăm, când suntem provocați nu doar să vedem oportunitățile, dar să le și creăm. Vă doresc să vă faceți uși unice cheilor pe care le oferă viața. Mulțumesc! Urmează Cecilia Stantomescu din Spania. Bună seara, de lângă Africa, din insulele Canare. Mergem aproape de Nitzschidorf, de unde s-a născut Hertha Müller, la Timișoara, unde s-a născut Ana Blandiana, autoare de nenumărate cărți și luptătoare pentru libertatea civică din România, nominalizată la Premiul Nobel pentru literatură și laureată mai multor premii internaționale și naționale. O personalitate feminină complexă cu care ne putem identifica multe dintre noi. De câte ori nu a trebuit să facem compromisuri, câte nu am fost nevoite să lucrăm altceva decât ceea ce ne-ar fi plăcut în unele momente ale vieții, mai ales cele plecate din țară. Iată că se întâmplă și la case mai mari. Ana Blandiana a lucrat pe un șantier de construcții înainte de a deveni poetă. Prin cultură au rezistat cititorii, a spus poeta. Dana, trecem pagina, te rog. Dintre multe altele frumoase, sensibile, profunde, grave idei, a fost persecutată din cauza că a publicat carte despre motanul Arpagic, interpretată ca o aluzie la comunism. Și nu e de mirare, pentru că Arpagic e incult, nu se gândește mult. Până vă disecă, nu poate suferi și are cire bibliotecă. Dar cum e femeia Ana Blandiana? E așa cum trebuie să fie fiecare dintre noi, frumoasă în măsura în care este vie și vorbește pasional, căci frumusețea are legătură mai mult cu interiorul. Știu că e urât să spui, sunt cea mai frumoasă femeie, crede poeta. Dar e o formulă magică, formulă pe care știe să o aplice numai ea, femeia, pentru că se putea bucura, pentru a se putea bucura de lucrurile mărunte, care sunt și cele mai importante în viață, până la urmă. Sunt cea mai frumoasă femeie pentru că plouă și îmi stă bine cu franjurii ploii în păr. Sunt cea mai frumoasă femeie pentru că-i vânt
și rochia se zbate disperată să-mi ascundă genunchii. Sunt cea mai frumoasă femeie pentru că tu ești departe plecat și eu te aștept. Așteptăm să ne întâlnim într-o bună zi din nou. Vă mulțumesc! O seară minunată! Mulțumim, Cecilia! Urmează Petronela Ivan din Spania. Bună seara și la mulți ani! Departe de țară, artiștii români rezidenți în străinătate ating cote tot mai înalte în topurile valorice. Este și cazul prea frumoasei și talentatei soprane, Angela Gheorghiu, o adevărată vedetă a mass media occidentale, comparată adesea cu celebra Maria Callas. Nu vreau să emit sunete, vreau să emoționez, spune doamna Angela Gheorghiu, născută pe 7 septembrie 1965 la Adjud, este un superstar al operei internaționale, fiind totodată unul dintre cel mai bine vânduți artiști români de muzică clasică. În decembrie 2010 i-a fost acordat titlul Doctor Honoris Causa de către Universitatea de Arte din Iași și Ordinul Steaua României, cea mai înaltă decorație oferită de președintele României. În octombrie 2012, Angela Gheorghiu a primit decorația regală Nihil Sine Dio din partea majestății sale regele Mihai I pentru promovarea valorilor românești peste hotare. În octombrie 2014, i-a fost acordat titlul Doctor Honoris Causa de către Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca. În 2014, Angela Gheorghiu a fost inclusă în Grand Hall of Fame, care celebrează artiștii ale căror contribuții la înregistrările de muzică clasică s-au dovedit a fi cele mai influente și de inspirație. Vocea ei este considerată de către critica internațională drept o combinație între vocile a două celebre cântărețe de operă, Maria Callas și Renata Tebaldi. Cu compania Metropolitan Opera a cântat deja în peste 70 de reprezentanții. Talentata soprană spunea, existența mea e un vis, sunt plină de viață, sunt un cosmos. Mă trezesc în fiecare dimineață și îi mulțumesc în genunchi lui Dumnezeu pentru profesia mea, pentru copiii mei și pentru familia mea. Cu vocea mea transmit aceasta, această fericire și în afară. Ca să trăiesc, am nevoie de 3 lucruri. De dragoste, de muzică și de bărbatul cu care le împart pe cele 2. Am totul. Vă mulțumesc și la mulți ani! Mulțumim, Petronela. Urmează Claudia Rojog și Carmen Bălan din Italia. Bună seara, dragi colegi, la mulți ani. Am ales să vă vorbim astăzi despre Elena Lavinia Niculicea, o scriitoare născută pe data de 16 mai 1979 în orașul Băbeni, județul Vâlcea. Există la poeta Lavinia Niculicea o anumită noblețe a feminismului care dă naștere unei expresivități îmbietoare, asemănătoare valurilor care își desfășoară în surdină povestea trăirilor. Pașii durerii trec prin pădurea sufletului, mai mult de un anotimp, ajutându-mă să culeg lumina clipelor de mâine. Claudia? Bună seara tuturor! Poeta ne dăruiește emoții pe care le presară într-un ierbar al clipelor trecute, prezente și viitoare, învăluindu-ne cu aromă de pace și visare. Citez, scrisul e acea parte din mine care îmi spune, iubește tot ce este frumos și fă-l să respire prin bucuria de a dărui. Am avut plăcerea să o cunoaștem pe această tânără autoare și împreună cu școala 188 din București am ținut o frumoasă activitate de dragobete în care copiii s-au delectat cu poeziile ei de acorduri de pian și chitară. Aceasta a fost autoarea, Elena Lavinia Niculicea. Mulțumim! Mulțumim, Claudia! Mulțumim, Carmen!
Urmează Elena Comer din Spania. Elena, ești? Ne auzi? Bună seara tuturor, îmi cer scuze. În această seară aș dori să ne să pornim într-o călătorie prin literatura română și să ne reamintim de câteva personaje feminine remarcabile din opera scriitorilor români. Femeia este o creatură fascinantă, motiv pentru care ea a inspirat marile personalități în operele lor de artă, în muzică, în pictură, sculptură și în cuvinte. Eu am ales astăzi să vă vorbesc despre câteva personaje feminine din literatura română în funcție de anumite arhetipuri, cum ar fi mama, iubita, amazoana și femeia mistică. Și am să încep cu arhetipul mama, care conturează femeia care devine mamă, susține și hrănește prin darurile ei. La această categorie am ales două personaje bine cunoscute, și anume Smaranda, mama lui Creangă din opera Amintiri din copilărie, și pe Mara din romanul cu același nume de Ioan Slavici. Al doilea arhetip, te rog să schimbi dacă poți. Al doilea arhetip despre care aș vrea să vorbesc este cel al iubitei. Femeia iubitoare, veselă, delicată, spontană, cu inocență aproape angelică, reprezentat de Otilia din Enigma Otiliei de George Călinescu și, zic eu, Irina din Povestea de dragoste a Irinei Blindei, Fluturi. Al treilea arhetip la care aș vrea să fac referire în această seară este Amazoana. Amazoana conturează femeia puternică, plină de curaj, energie, care nu suportă limitele. Și cele mai reprezentative personaje mi s-au părut Vitoria Lipan, eroina romanului Baltagul de Mihail Sadovianu, și Vasilica din romanul Buburuza, scris de Liliana Coropca, scriitoare contemporană, unde Vasilica este o femeie care, deși este imobilizată într-un scaun cu rotile, se dedică alinării suferințelor celor din jur. Și în ultimul rând aș vrea să amintesc arhetipul femeii mistice. Acest arhetip conturează femeia care a ajuns la un nivel profund de înțelepciune și clarviziune, având o strânsă legătură cu divinitatea. Cum ar fi, de exemplu, domnișoara Cristina din novela cu același nume a lui Mircea Eliade sau Mărgărita Damian din novela Lacrimă a lui Victor Papilian. Mărgărita este însă și vita autorului, pe care acesta o aseamănă cu regina Nefertiti a Egiptului, un personaj cu o forță malefică care îi tulbură gândirea și iubirea. Așadar, muzele scriitorilor români au în comun frumusețea, iubirea, înțelepciunea, dârzenia, stoicismul, pasiunea și misterul. Însușiri care conturează tabloul femeii în general și pe care scriitorii l-au pus în valoare fiecare în felul lor. Iar prin prisma acestor personaje feminine, unele din aceste opere au rămas nemuritoare. La mulți ani tuturor femeilor! Mulțumim pentru intervenție colegelor noastre, mulțumim foarte mult pentru materialele pregătite și pentru sensibilitatea cu care ne sunt transmise. Mulțumim din suflet!